vine o zi, vine o zi, vine o zi când drumurile oamenilor se despart. Cruduța a atins această zi pentru a doua oară, pentru că a mai plecat o dată. Atunci pleacă în rate, mă. Atunci îndrăgostită fiind, acum înțeleg că a obosit și pot să o și înțeleg, ca să mă și repet. De 10 ani, cred că are 10 ani. Are 10 ani. Lucrează zi de zi la un program destul de greu, la început la matinal, apoi la un show păcătos și extra night show. Și poate că oboseala ei este de înțeles. Cum de altfel este de înțeles tot ce a făcut Cruduța. Cred că e singura ea și Ana cărora le-aș fi și le și iert orice ieșire în decor, deși n-au avut foarte multe. Vorbesc în cazul Cruduței de plecarea pentru Nilă. Acum Cruduța a ales să se retragă. Se va retrage în televiziune, nu o să o mai vedeți multă vreme, așa spune ea, în această industrie care i-a adus faimă și practic a adus-o acolo unde este ea acum, un brand de veselie, de voie bună și de mare bun simț. Ea și Ana și Ramona Gabor, perioada scurtă în care a fost, au fost cele mai de bun simț asistente pe care le-am avut și cu care am lucrat eu și cărora le mulțumesc foarte mult, mai ales Cruduței, pentru că e momentul în care ne luăm la revedere de la ea, în lipsă. S-a scris mult în această perioadă că ar pleca din cauza nemulțumirilor salariale sau altor aspecte ce țin de producția mea. Vă spun că nu este adevărat. Dacă mă credeți că vă intru în casă de atâția ani, știți că nu vă mint. Pe Cruduța nu o interesau banii. Nu o interesau banii. Pentru ea banii erau niște hârtii colorate. Da. Venea pur și simplu la distracție, la muncă. Și de aceea am spus la început că o înțeleg când mi-a transmis că a obosit și că ar vrea să ia o pauză destul de mare din să se cumva extragă din această lume și să-și vadă în continuare în felul ei nebunesc de viață, să se distreze, să se plimbe, pentru că la ea întotdeauna motto-ul a fost carpe diem și a și trăit până acum în felul ăsta. Așa că nu rămâne decât să-i mulțumesc încă o dată pentru tot ce a făcut alături de noi. Cruduța era parte din familia noastră, parte din familia mea, mă vedeam cu ea poate la fel de mult cum mă vedeam cu cei de acasă. A fost ca o soră pe care n-am avut-o, veselă și întotdeauna pusă pe șotii și a și reușit să facă această despărțire mai ușoară pentru că ți-a luat la revedere în stilul ei caracteristic. Nu vă pot spune cum, că nu se spune pe post. Nu putem spune lucruri trăznite pe post. Așa că dacă va vrea vreodată să se întoarcă, sunt convins, eu cel puțin, și cred că și șefii noștri o vom primi cu brațele deschise, pentru că n-ai ce să-i reproșezi profesional unui om ca Daniela. Sper, în schimb, să se realizeze în ceea ce își dorește, așa cum a crezut în plecarea din dragoste atunci, sincer, orice se aminte cum plângea pe la emisiuni, că n-are ce să facă, ea îl iubește pe Nina. Sper să reușească de data aceasta. Un sacrificiu de aplaudat. Dacă nu, da, exact.